Salutare prieteni și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Eu sunt X-Ali și de acum încolo pe noul sezon de FIFA 21 veți găsi aici tot felul de chestii mișto, de la sniping până la echipe comentate și multe altele. Dar până atunci haideți să vă arăt în mare parte cam ce o să avem special pe acest canal. În prima fază vom avea foarte, foarte multe meciuri de head-to-head. Head-to-head, dar, comentate în stilul următor. Baftă, băieți, vizionați acest videoclip și nu uitați de like și subscribe! Bună ziua, prieteni, și iată, suntem la un meci important cu Kikiriki, sau cum dracu cheamă pe asta, echipă de 158. Noi avem 164, haide să vedem ce vom reuși să facem contra acestui băiat. Să sperăm că vom câștiga. Avem aici pe Charlotte, sau cum dracu cheamă pe ăsta. E un jucător cumpărat de cel mai mare YouTuber din România de FIFA 21. Dar hai să nu intrăm mai mult în detalii. Upamecano, Kimpembe, este offside, da? A fost offside acolo, se pare că nu a... Sau a fost fault? What? Ce a fost aici? Că nici eu n-am înțeles. Cred că fault. Și încearcă o intrare, Kimpembe recuperează, pasă în centru la Haaland. Haaland este de posedat. Kimpembe recuperează și el, și Del Piero! Este 1-0. Suntem conduși cu 1-0, prieteni. Și iată că... Gol Botoșan sau UTA? Gol UTA! 3-2 în momentul de față, mă uit și la Botoșan cu UTA. Neymar pasă pentru Pjanic. Mai departe Kimpembe pasă. Neymar pierde și este contraatac. Recuperează foarte bine acolo Kimpembe. O pasă mai departe, nu reușește Storlo, Pjanic, pasă foarte bună, este deposedat acolo, nu vine să cred. Și din nou un contraatac, foarte bine, reușește să intervină acolo, Saka, pasă pentru Haaland, dar este interceptat de apărătorii adversi. Mai departe, pentru Upamecano recuperează, Kimpembe, nu știu cum dracul cheamă pe ăsta. Haaland, cu o preluare lamentabilă. Nu reușește să treacă acolo. Upamecano pasă spre Niles. A fost un fault acolo, dar lasă legea avantajului și întoarce faza arbitru. Ia să vedem. Kimpembe pasă pentru Haaland. Preluare pe piept. Neymar mai departe și este offside. Este offside, da. La Scarlot ăsta care mi l-a luat acel faimos YouTuber. Am aflat un alt în locul lui, dar na. Cred că și-a luat o vacanță Ronaldo pentru că a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Neymar pentru Haaland. Haaland mai departe, ce pasă! Și nu vine să cred, ratare. Ratare 1-1 cu portarul. Nu vine să cred ce ratare a avut atacantul nostru acolo. Lovitura de cap și este gol 1-1. 1-1, minutul 45, dragi prieteni, revenim în meci. O lovitură de colț și o lovitură de cap extraordinară al jucătorului nostru. Și iată, dragilor și domnilor și domnilor, cum noi revenim în meci în acest moment. Contraatac. Este atac, dar intervine foarte bine. Atacantul nostru a venit să recupereze mingea. Este lovitură de la margine pentru echipa noastră. Dă-i o dată mai repede, prietene. Ai de cap. Și s-a terminat prima repriză. Mi se mișcă puțin în frame-uri. Probabil băiatul nostru are puțin net prin țeava de gaze. Charlotte, Haaland, Pjanic. Pjanic pentru Haaland. Haaland. Încercare de pasă extraordinar. Și un șut, este gol! Gol, 2-1! 2-1, iată ce început de repriză are echipa noastră, două rulete și apoi vine un șut la colțul scurt.
Este 2 la 1. Conducem cu 2 la 1. Neymar recuperează acolo, dar intervine foarte bine Neymar. Pasă mai departe. Același, cred că a fost fault acolo. Da, a fost fault. Corect. Este o lovitură liberă. Voi aștepta, nu voi pasa, vreau să văd unde se duce această lovitură liberă. O să încercăm să centrăm. Nu se duce mingea destul de bine, recuperează acolo foarte bine și este 3 la 1. Tripla, iată tripla pentru Charlotte. Charlotte este jucătorul nostru care reușește să înscrie pentru 3 la 1. Ce frumos, ce șut, ce recuperare și este 3 la 1, domnilor și domnilor. După ce am fost conduși cu 1 la 0, reușim să revenim în meci și ba chiar să preluăm conducerea și acum să ne desprindem. Pasă către Haaland, recuperează acolo Del Piero, Kimbembe, Neymar, Neymar o pasă, pasă greșită din păcate. Din nou Neymar recuperează. Pasă pentru Haaland. Nu, bine să cred, nu reușește să treacă pasa. Saka. Saka este acolo în urmărire după un jucător advers. Saka recuperează Upamecano. Nu, nici eu n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Pasă pentru Neymar. Neymar nu cred că va ajunge la această minge. Da, corect, nu ajunge. Saka, De Bruyne. De Bruyne urcă acolo pe partea dreapta noastră. Pjanic. O pasă pentru Upamecano. Kimpembe intervine. Nu, greșeală. Pjanic scapă mai repede din mingea aia de acolo. Saka. Pasă în centru pentru Munier. Munier pasă pentru Haaland, dar este mult prea, îi revine mingea. Haaland este 4 la 1. Ce pasă superbă a primit Haaland acolo și Haaland nu iartă din acea poziție. 4 la 1 în minutul 87. Iată, domnule și domnule, un meci care părea greu la început, este făcut foarte, foarte ușor de către echipa noastră printr-o triplă a lui Charlotte și un gol extraordinar al lui Haaland. Pasă pentru Neymar, Neymar și se termină, domnule și domnule, s-a terminat 4 la 1, câștigă echipa noastră și mergem la următorul meci, dar ăsta poate într-un nou episod. Ok, și cam atâta, prieteni, deci genul ăsta de meciuri, dacă vă plac, aș vrea să lăsați un like și un coment acolo. Voi face destul de multe episoade cu genul ăsta de meciuri de head-to-head, cu genul ăsta de comentarii, așa că ne vedem în sezonul următor, acesta este doar un video informativ. Eu sunt Xali, vă doresc o seară minunată și v-am pupat, ciao, ciao!